Și problema este că o să vă zic, o să vă dea mai multe detalii Cristi Marin, finul Leo de la Strehaia, să vă uitați pe blogul lui, să vedeți că el vă dă detalii. Pentru că în perioada aia era foarte bun prieten cu mine, cu Renata. Și Renata se plângea la el. Se plângea la el că mama ei i-a luat bărbatul. Înțelegeți? Renata era foarte supărată. Prietene, uitați cu cine sunt, cu Anca și cu Cătălin. Salutăm Cristi, salutare abonanților lui Cristi. Ce faceți în București, uite, la Casa Poporului? Uite, am venit aici să ne plimbăm, să ne prezinte domnul Cristi orașul. Da, orașul? Da. Iar vezi că ce să ajungem într-un loc. Liber, domnul Leo. Da? Da. Noi trebuie să rezolvăm un lucru, nu că... Da, uitați, prieteni, Casa Poporului, de ce nu faceți filmare? Sau face când ne întoarcem? Lasă că noi facem întoarcere, Cristi. Da? Bine. Păi tu acum, știu că trebuie să vorbim cu... E prima oară când fac filmare cu tine, Anca. Ce faci, Anca? Bine. Îți merge treaba? E foarte frumos aici. Te muți la București sau te-ai mutat? Hai, pe unde o luăm? M-am mutat. Uite, acolo e SRI-ul. Uite SRI-ul acolo. Serviciul Român de Informații. Uite Catedrala Neamului. O vezi? Uite acolo. Și cum fac și o poză? Hai că-ți fac eu, vină în casă. A, nu acum! Dar uite catedrala. Aici? În parcare acolo, aia e parcarea. E parcare acolo? Da, acolo parcare. Mașina parcată, exact mașina mea la fel. A fost și m-am dat jos din mașină, să nu am bariera asta de parcare. Cred că ăsta. Uite Casa Poporului, Catedrala Neamului. Vezi? Și trag unde e cu mașina, dacă vreau. Acolo, când o fi acolo. Acolo sunt? Da. Unde trage toată lumea. A, uite că a venit bam, bam. Aici este demarare, mașina de spălat, faci de depozitare, mașina de spălat, rupe de vase. Și asta este de vase. Aia e de vase, n-am avut loc de... Și înțelegi ce aici? O cameră, unde mai este? Sunt două dormitoare și ăsta sunt trei camere. Deci trei camere, nu? Da. Asta îți mă rog, nu? Un dormitor cu terasă. Da. Ah, și balcon, nu? Și două băi sau unde? Asta e balcon, e un balcon mic. E mare, un apartament foarte mare și foarte frumos. Da, e frumos, place camera, cum arată. Foarte bine. Și dressing. Da, privirea, super, în centru aici e super. Cum e? Și balcon și aici? Da, așa. Balcon și aici. Unde e baia cătă? Aici? E ok, ea? Cum arată? Bă, aici, bam, 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 bam. Faceți poze, haideți să fac poze, ca asta. Poze, să facem poze, da? Da, haideți să fac. Uitați, câte în camera. Aici e balconul, un balcon mic. Aici ai făcut? Și asta e bucătăria. Da. Un copil de 10 ani. Care 10 ani? Iar nu se deschide. Iată. Asta e o terasă aici. Uite, acolo e la vecin. Taximetriști. Vezi, Cătălin? Nu mai, că au închis ăștia, nu vezi că au pus... Da, e meeting. Dacă vrei ne băgăm pe acolo, vrei să ne băgăm? Nu mai, ce să mai... Nu mai? Hai să vă fac poză, vreți? Auzați, prieteni, ce e aici? De buneală. Hai, Cătă, fă-i TikTok. Jandarmeria, prieteni, taximetriștii. Ia uite totuși pe Anca, vrea să-și facă TikTok. Uitați cum se face un TikTok, prieteni. Nu, nu, era
Ia uitați cum se face un TikTok. Ia uitați-o pe Anca. A băgat muzică. Uitați-o și pe Cătă. Fotograful, cameramanii. Am venit cu mașina lui Leo aici. Mă vedeți și pe mine și Casa Poporului, prieten. Hai să mergem la casă. Hai, Anca! Hai, Anca, te-ai îndrăgostit de Casa Poporului! Te-a fugit, Anca. Bun? Hai, vrei să-ți fac eu? Te încadrezi pe stânga, te treci de ăștia. Da, da. Prima bandă e ocupată, stai pe mijloc aici. Ei au ocupat decât prima bandă. Stai pe asta și pe unde te bagi la stânga acolo. E meeting de taxiuri, mă. Taxiurile se fac așa, mă. Da, ele fac, nu tu. Îl făceai și tu? Fac și eu meeting. Îi susțin, dar nu știu de pentru ce. Greva foamei, greva foamei. Pentru ce, mă? Nu știu ce fac, fac greva foamei. Cum, pentru ce? Nu. Dar pentru nu știu ce care e treaba cu taximetri, știi că n-am mai prea de tot zona asta, nu știu niciodată să mă de la zona. Hai, bună seara tuturor, am revenit și la Dinamarca. Am găsit la Mont Blanc. Am fost acolo. Oh, mi-a stricat filmarea, Bogdan. Ce faci, mă, Bogdane, de ziua ta? De ziua mea la Poberi pe aici. Da? Da, stăm și la. Te simți bine? Foarte bine, mulțumesc. Ai mai îmbătrit una? Asta e, toată lumea îmbătrânește, nu? Cum? Toți îmbătrânește, nici unul nu tinerește, numai aia care se naște. Știi ce zic eu? Nu e bine să ne bucurăm când e ziua noastră, că a mai trecut un an, mai trece încă unul, da. Vezi cum e? Noi ne bucurăm că mai trece un an. Păi cam așa, pe mine nu m-ai văzut astăzi toată ziua supărat, nu? Păi da, da, erai supărat, că a venit ziua ta. Da, a mai trecut un an de viața mea, nu? Păi da. Și asta este. Și Cătăline, vorbește filmarea mea? Nu, am nu. Bine, Bogdane, nu vreau să-ți iau prea mult, că, adică Cristi, nu se plictisească lumea. Nu, dar vreau să spun, dacă vrei ca să stai cu mine prea mult de vorbă, trebuie să ieșim undeva la mai relax. Adică asta sună amenințare, Bogdane? Nu, nu, cu doamnă ferește. Adică nu vrei să fim cu toții aici, vrei să ieșim amândoi la aer? Dacă vrei, ieșim cu toții. Da? Da, eu zic că îndoi e mai frumos, ești mai discutăm ești așa. Ești cam periculos tu. Bă, niște trebuie. Ești cam periculos. Bă, dar nu ai nimic, pe ce ai pe tine? N-ai nimic, nici ceas, nici... N-am nimic, că a lăsat totul acasă, că mi-era... Ești portofil. Mi-era frică de tine, mi-era frică de tine să nu mi iei. Mamă, ce se vorbește de tare aici, nu mai... Ce făcea încă? Bine, hai că noi închidem canalul, gata, nu mai vorbim. Ce e aici? Gata, nu mai vorbim. Așa a făcut și acolo Cristi, la... Hai să luăm interviul. Unde? Apartament. Vrei să filmăm? Da. Ce ați făcut voi acolo? De ne-ați luat și... apartamentul repede și gata. De ce nu l-ați luat? M-a surprins, era o doamnă mai în vârstă, o doamnă serioasă și m-a surprins faptul că m-a întrebat unde lucrez. Și ce ai spus? Și i-am spus... Ei, prieteni, ce faceți, prieteni? Salut! Da, prieteni, am aflat și eu din surse sigure și cred că au făcut și ei vloguri, că ursul, Georgiana, fetele, nu știu dacă și băieții, 100%, cred că și băieții, nu? Cred că și băieții, din câte am înțeles, au plecat, prieteni. Nu știu dacă s-a spus exact unde s-au dus, nu vreau să fac eu vreo greșeală, să zic că ei, dar au plecat din Strehaia, nu foarte departe. O să urmăresc dacă a spus Anca sau nu știu ce, pentru că, na, problema lor. Ce și cum. Era de așteptat să nu mai reziste, să mai stea acolo. Eu știam lucrul acesta de când v-am spus eu, de după sărbători sau nu mai știu, și înainte, parcă, când am fost cu Leo de sărbători, da? Că știam și de la fete, când spuneau fetele că o să se mute la București, dar... Deocamdată nu văd că s-au mutat la București, probabil că așteaptă să închirieze Leo, nu știu, zic și eu. Dar, na, patroana așteaptă să vină înapoi lumina acasă, din câte
Am înțeles, nu vă spun de la cine, ce și cum, poate o să vă spun zilele următoare, nu acum, nu e cazul. Sunt și eu secretos. Și... da. Până la urmă, e mai bine că au plecat, pentru că n-aveau cum să reziste toți acolo. E nebunie acolo la Strehaia. Mi se pare că, sau cred că Anca este foarte greu acum că au plecat nepoții, că s-au obișnuit cu nepoții, dar să se liniștească, pentru că na, o să-și mai vadă nepoții, nu cred că nu o să-și mai vadă nepoții. Până la urmă, și Georgiana a vorbit cam chestii care nu trebuia să le vorbească, a prins arii, prieteni și ea știu cam cu ce se mănâncă niște chestii pe acolo și trebuie să-ți vezi de treaba ta dacă vrei să reziști. V-am spus că nu o să reziste mult, 6 luni de zile din câte am înțeles, dar nici alea întregi, așa ca să zic, au mai fost plecați 2-3 săptămâni atunci la București cu Leo, nu o lună din câte spunea ea pe vlog, că am primit și eu comentarii, chestii și am urmărit și eu puțin la ea. Mi se pare că oricum și-a luat sau nu știu cum să zic, n-a procedat bine, prieteni, ce să mai încoași încolo. A vorbit aiurea pe la colțuri și pe vloguri și că am văzut că spunea că și-a dezamăgit fetele. Într-adevăr, așa este. Ați văzut că mai făceam filmări și spuneam că este o greșeală ce a făcut ea. A insistat în greșeli, până s-a ajuns unde s-a ajuns. Greșeli de neiertat, prieteni, pentru că nu faci așa ceva niciodată. Nu faci. Vrei să-ți găsești tu pe altcineva? N-am nimic în legătură cu ursul, cu relația lor, Doamne ferește, dar... vrei să refaci viața? Când ai vorbit cu fetele, ce vor fetele să facă, trebuia să le ascunzi și pe fete, să le lași acolo la mama ta în Galați. Și era cel mai bine. Nu se mai ajungea unde s-a ajuns. Așa, îți dai tu toate în cap, dar nu stresul fetelor, da? Ca să zic așa. E un stres acolo, prieten, nu oricine rezistă. E greu să reziști cu nebuneli, chestii, trestii. Hai că vreau să o sun pe mama că am vorbit și ieri și alaltă, vreau să văd ce mai face. Prieten, Miloaga, tot Miloaga, ați văzut, se milogea de Leo, să-i dea 50 de lei să cumpere nu știu ce pentru masa. Vai de capul tău, Miloaga ai fost... Miloaga vei rămâne și o întreținută. Nu zădea Leo bani. A băgat Leo bani în curul tău și nu mai recunoști. A încercat să te facă femeie din bărbat, să te facă femeie și n-a reușit, prieten. Pentru că, na, trebuie să bagi mulți bani ca să schimbi. Înțelegeți, prieten? Vorbea Mandolina de Ion, că l-a băgat Leo la pușcărie, la înaintare, nu știu ce. Dar de ce nu spui că ai furat telefonul lui Ion? De ce nu spui, hoațul care ești? Hoață. I-ai furat telefonul amărâtului de Ion. Și acum vezi, Doamne, că ții parte lui Ion. Pe ce fel de persoană ești tu? Cum adică să fur telefonul unui amărât, prieten? Unui amărât? Știți foarte bine că și Ion a spus și Ion nu minte. Ați văzut că n-am mințit Ion. Se lua mereu de Leo pe vloguri că i-a furat telefonul. Ați văzut, prieteni? Zdreanța asta ordinară. Vrea cum să zic eu, prieteni, vrea divorț la notar. Că i-a dat o grămadă de bani acum că pentru acțiunea de divorț din noiembrie, decembrie, nu știu de când zice ea. Te costă mai mult de 10 milioane, te face pe tine 10 milioane
De ce nu încerci? Plătește 10 milioane acolo la notar, vă duceți, semnați, după o lună mai vedem noi ce și cum, adică mai vedeți voi ce și cum. Hmm? Parcă Leo era un învingător. Ce spunea prietenii acum două săptămâni? Leo, învingătorul meu, iubitul meu, dragostea mea, viața mea, și acum îl face șantajist și că o hărțuiește și că nu știu ce. Îți meriți soarta, bre. Îți meriți soarta, că prea te-ai crezut tu că Leo o să-ți accepte la infinit toate prostiile. Ai stricat-o atunci când ai spus că dai teroare. Stai, că ți-o iei tu. Ți-o iei în guriță, așa. Cum ți-a plăcut ție să iei jucăria aia mică de care spui. Dacă era așa mică jucăria, de ce ai mai stat cu el? A? Că tu ai stat pentru jucăria lui, nu ai stat pentru jucăria lui și, în primul rând, pentru bani, prieten. Ca să nu ne ducem lumea în eroare, cum face ea. Ea se ia de jucăria omului. Acum, în perioada asta, are el problemele pe care le are, normal. Ca orice om, nu mai ești bun de nimic. Cu alte cuvinte, ea râde de problema lui de sănătate. Cine râde, la urmă râde mai bine. Așa că nu e frumos să râzi de învingătorul tău. Mai țineți minte, prieteni? Leo este un învingător. La la la. Învingător. Și acum te plângi și te milogeai la el să-ți dea 50 de lei să cumperi lumăta flori și lumânări. Vai de capul tău. De ce n-ai spus lucrurile astea până acum? Că Leo, auziți, Leo are un dosar la Ilfo, București, nu știu ce. De unde știi tu că are? A? Ai făcut tu? Ce ai făcut? Ai făcut plângere? Trăiai cu el și făceai plângere. Nu? Dacă au fost neînțelegeri, mai și spui ieri că are sentimente în continuare pentru el. Ce sentimente să ai tu, mă, că tu acum tot ce faci, faci ca să-l denigrezi pe om? El te-a făcut mare și el o să te facă exact cum erai înainte, un no-name. O să vedeți, prieten, că vin chestii care nu te aștepți. Nu, Leo nu face chestii de-astea cu amenințări și nu știu ce, că Leo e un om bun, nu umblă el cu chestii de-astea, prieten, să nu credeți. S-a mai scris despre el că interlop, că nu știu ce și pe dincolo, dar așa scriu ziariștii, ca să pară interesant. Înțelegeți? Leo n-a făcut niciodată rău la cineva. Că spunea ea că la toți a făcut, la toți din rude și din prietenii lui Leo, a făcut el plângeri. Ce plângeri a făcut, mă? Visează și asta. Total neadevărat și ești o mare mincinoasă. Hai, bam, bam. Și problema este că o să vă zic, o să vă dea mai multe detalii Cristi Marin, finul lui Leo de la Strehaia, să vă uitați pe blogul lui, să vedeți că el vă dă detalii. Pentru că în perioada aia era foarte bun prieten cu mine, cu Renata. Și Renata se plângea la el. Se plângea la el că mama ei i-a luat bărbatul. Înțelegeți? Renata era foarte supărată pe ea.